Traducerea Bibliei în limbajul semnelor pentru surzii din țara noastră este un proiect derulat de organizația Wycliffe Romania și primii pași în acest sens au fost făcuți în anul 2015. La început au fost doar câțiva voluntari de la o biserică din Oradea care și-au dorit să poată studia Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod accesibil. În timp, proiectul s-a dezvoltat. Proiectul a început oficial cu sponsori, cu un consultant, cu exegeți și așa mai departe, în urmă cu un an jumate. Sunt angajați ai Wycliffe România acum, sunt trei la Oradea, avem trei la Cluj. Ei sunt în prima etapă a proiectului, într-o fază de 3 ani de zile, vor lucra la traducerea 32 de pasaje biblice. Pasaje care sunt un fel de fir roșu al Scripturii, Geneza, Creația și merge până Noul Testament și așa mai departe. Deci, apoi proiectul va continua, sperăm noi, să traducă până la 77 de pasaje, tot construiesc pe ceea ce au... pe firul roșu trasat inițial. Persoanele fără auz folosesc în mare parte scriptura scrisă, însă acest format nu îi ajută să înțeleagă în mod corect mesajul lui Dumnezeu. Familia Cuceuan, implicată în proiectul de traducere a Bibliei în limbajul semnelor atât la nivel internațional cât și în România, a avut o motivație puternică pentru a sluji în această zonă. Viziunea a început datorită a două persoane foarte speciale în viața mea, și anume părinții mei sunt surzi. Eu totdeauna am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că părinții mei nu erau auzitori și asta m-a făcut cumva să mă îndoiesc și de dragostea Lui. Dar părinții mei au fost cei care tot timpul m-au încurajat din cuvântul lui Dumnezeu, mi-au amintit că de fapt Dumnezeu mă iubește și am realizat că sunt de prețuită și de valoroasă și așa am înțeles că Dumnezeu la asta m-a chemat. M-a chemat să slujesc surzilor. Eu am interacționat prima dată cu surzi, cu socrii mei, în urmă cu 7-8 ani de zile, prima dată când ne-am întâlnit. Și mi-aduc aminte, tatăl meu, socru, venea la mine cu scriptura și mă întreba, eu nu știu ce înseamnă cuvântul ăsta. Eu am tot respectul și îl iubesc, este părintele meu acum, dar el venea și mă întreba ce înseamnă dar. Acesta dar este cadou sau este termenul ăla? Și spuneam, da, e ăla, e conjuncția aia. Dacă spuneam conjuncție, trebuia să-i explic ce e conjuncție. Recent, câțiva membri ai echipei de traducere a Bibliei în limbajul semnelor românesc au participat la conferința Upgrade Mission de la Cluj-Napoca. A fost un bun prilej pentru creștinii surzi să arate cum lucrează Dumnezeu în comunitatea lor. Simt că o conferință ca aceasta este o oportunitate bună în care și noi putem să împărtășim, să arătăm ce face Dumnezeu în comunitatea noastră și să ne apropiem mai mult de El. Mă simt pasionată, înflăcărată și vreau să fac mai mult pentru El. Deoarece când am auzit când mai mulți surzi din comunitatea de surzi au aflat despre traducerea Scripturii în limbajul semnelor, s-au simțit foarte încurajați, foarte înflăcărați și vor să afle tot mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că viitorul va arăta foarte bine pentru comunitatea de surzi. Monica este din Cluj-Napoca și provine din părinți surzi. Ea este membră a echipei de traducere a Bibliei în limbajul semnelor de aproape 2 ani de zile, din dorința de a sprijini comunitatea persoanelor surde de a avea Cuvântul lui Dumnezeu clar și disponibil. Da, așa este. Deoarece de multe ori când surzii nu au informațiile sau le primesc, chiar sunt ultimii care află aceste informații, Când află informația importantă, se simt de valoare, se simt că, uite, dacă un auzitor poate, și eu pot să aflu aceste informații. Iar limbajul semnelor e limbajul pe care pot să-l înțeleg cel mai bine. Este limba maternă a surzilor. Alfa.